Salutări tuturor! Bine v-am regăsit din nou, oameni dragi, frumoși și luminoși! Ce mai faceți? Bine v-am regăsit! Astăzi, aici și acum, ne revedem și mă bucur că suntem din nou împreună. Vă invit alături de mine pentru următoarele minute la o plimbare virtuală. Vom vorbi despre una, despre alta, dar mai ales despre ultimile evenimente petrecute în viața mea, despre ultimile mele decizii luate pe această lună nouă în Taur, ce a avut loc ieri, 11 mai, o lună nouă cu energii destul de puternice, eu le-am resimțit. Universul, să știți că în această perioadă vrea să ne pună pe toți pe plus, pe misiunea noastră, dacă și noi conștientizăm asta, dacă și noi ne dorim, pentru că nu suntem forțați, totul vine din interiorul nostru, prin deciziile noastre și aflându-mă așa într-un acest conflict interior, nu eram mulțumit la locul de muncă, nu mă împlinea sufletește, am decis așa instant, așa mi-a venit, așa mi-a spus interiorul, să renunț la ceea ce făceam până acum, la jobul cu restaurantul, mă obosea foarte mult psihic, din toate punctele de vedere, eram secătuit de energie, neîmplinit sufletește, mă simțeam că nu sunt pe calea mea, așadar am luat după 11 ani decizia de a părăsi acest loc, nu mă mai regăseam alături de acele persoane să fac același lucru și conform hărții mele natale, eu ar trebui să fac altceva, să-mi dezvolt talentele mele, să mă pun în valoare mult mai mult. Am decis să încep viața pe cont propriu. Știu că pot, știu că mă pot descurca ca și antreprenor, ca și meloterapeut, să dezvolt această parte ezoterică mult mai mult. Mă refer cu partea cu ritualurile, pentru că casa muncii mele, conform astrologiei, o am în Scorpion și Scorpionul ne vorbește despre științele oculte, ezoterism, despre magie. Asta vreau să explorez, să dezvolt, să vă împărtășesc și cu aceste informații. Ascendentul meu îl am în săgetător. Asta înseamnă că sunt o persoană foarte activă. Îmi place să explorez lumea, să călătoresc și asta voi face pe viitor. Am multe planuri, proiecte și sunt în zodia pești, evident, sunt conectat la lumile spirituale, la tot ce ține de planurile subtile. Deocamdată mai lucrez aici până se va termina preavizul și astăzi am liber, am decis să împărtășesc aceste informații cu voi ca să știți ce se întâmplă în viața mea și eu zic că merită să facem schimbări sănătoase, să simțim cu adevărat viața, bucuria, pentru că nu am venit pe pământ să fim sclavi, să fim niște roboței, să fim mereu triști, supărați, neîmpliniți. Astăzi am ieșit și mă bucur așa de viață, o să îmi reîncep din nou antrenamentele cu mai mult curaj, cu mai multă forță, motivație, pentru că o să am mai mult timp să mi-l dedic sufletului meu. În 11 ani am avut așa o perioadă în care nu prea știam ce este cu mine pe acest pământ, eram ca și o frunză în apă, eram pasat dintr-o parte în alta, acceptam tot ce venea înspre mine. Însă, în decursul timpului, am început să mă trezesc, să conștientizez, să înțeleg că merit altceva mult mai bun pentru mine, că este bine să îmi pun în practică ideile mele, tot ceea ce simt, să mă simt cu adevărat împlinit. A fost o perioadă în care eram poate mai mult atașat de planul financiar, îmi doream să acumulez multe, să spun, bunuri, pentru că erau anumite necesități și până la urmă toate aceste necesități în decursul timpului s-au împlinit.
Dar am ajuns la concluzia că și cu toate aceste necesități împlinite, eu parcă tot nu mă simt sufletește împlinit. Și de acum înainte o să-mi dedic restul vieții mai mult sufletului meu, părții acestea care să mă satisfacă interiorului meu. Vântul bate cam puternic, nu știu dacă sunetul se poate auzi, dar eu am ieșit acum de la antrenament, de la sală, am parcat pe aici pe undeva și am zis să fac o filmare așa prin parc, să vorbim despre una, despre alta, despre tot ceea ce se întâmplă, de a avea curajul de a face cele schimbări sănătoase, cele schimbări care ne sunt necesare, să ne urmăm întotdeauna calea sufletului nostru, chiar dacă uneori nu avem curaj, mintea spune una, sufletul spune altceva. Este necesar ca să-ți asculți interiorul și lasă-te ghidat, chiar dacă momentan pare totul în ceață, pare că nu o să știi cum o să te descurci mai departe, dar întotdeauna există un plan. În această lume, așa cum mi s-a transmis în zilele anterioare, nimeni nu vine cu mâinile goale, fiecare dintre noi avem talente, abilități. Mi s-a spus ca și cum majoritatea dintre noi avem bani în bancă, dar nu știm cum să-i accesăm. Adică avem foarte multe talente, foarte multe daruri, haruri, dar noi ne simțim săraci, nu știm cum să ne accesăm potențialul nostru interior. Și eu, în perioada anterioară, așa cât de cât, am început să conștientizez aceste abilități și am decis că este mai bine să îmi continui drumul așa cum simt eu. Și am început să lucrez acum mult mai intens, cu conștiințe înalte, cu maestrii înălțați. Simt acest sprijin al lor, chiar și părintele Arsenie Boca, să știți că dacă îl invocați și îl chemați, vă sprijină foarte mult. Chiar vă sfătuiesc să faceți asta. Are o energie care se resimte foarte puternic în corpul vostru fizic. Vă va da claritate, vă ajută în decizii. Deocamdată o să pun pauză și o să filmez dintr-un alt cadru și mai vorbim despre una despre alta, despre tăierea corzilor energetice. Și sunt în continuare, dragilor, în acest parc care are o întindere foarte mare, este o atmosferă foarte plăcută, liniștitoare, care mă ajută să mă echilibrez din toate punctele de vedere, să mă reconectez cu natura, să mă centrez. Și vom vorbi în continuare despre tăierea corzilor energetice pentru a ne recăpăta forța noastră interioară, strălucirea, pentru a putea lua acele decizii sănătoase. Revenind la cazul meu, vreau să vă spun, ieri când am luat decizia și am spus șefului meu că vreau să demisionez și m-a întrebat ce vrei să faci? Da, vreau să demisionez, bine, dar n-am mai pus și alte întrebări de ce. Poate crede că totul este o glumă, așa cum s-a mai întâmplat. De multe ori am vrut să plec și n-am avut curajul să iau decizia până la capăt și m-am fost ademenit, să spun, și m-am reîntors. De data asta, decizia mea este fermă, foarte clară că asta vreau. Pe parcursul zilei, după aproximativ jumătate de oră, simțeam o durere foarte puternică în zona plexului solar, a ficatului, și prima dată nu conștientizam ce se întâmplă, de ce resimt această durere, dar totuși ceva din interiorul meu, am chemat toate puterile cerești, ființele de lumină alături, și mi s-a transmis că este necesar să-mi tai corzile energetice ce erau atașate de plexul meu solar. Și mental am spus că tai toate corzile energetice atașate de mine, nu mai dau energia mea nimănui. Și după aproximativ 10 minute mi-am revenit. Dar înainte de a lua decizia de a pleca,
În noaptea cu luna nouă, la fel, când meditam, mă rugam și spuneam mental că eu tai toate corzile cu firma la care lucrez, pentru că nu vreau să dau numele, tot ce se află la nivel subtil, toată karma, totul este transmutat, anulat. Și asta s-a întâmplat. Noi putem tăia și noi mental acele corzi subtile. Acele corzi subtile ne țin în anumite relații, în anumite situații toxice și noi nu avem curajul necesar, nu avem puterea, tăria de a face cele schimbări sănătoase, fiind conectați în acele corzi care ne secătuiesc de energie. Suntem cumva la nivel subtil manipulați, dar persoanele nu o fac într-un mod conștient, mă refer persoanele cu care suntem noi conectați. O fac într-un mod inconștient, poate trimite un anumit gând, dar nu-și dă seama, da? Și acel gând se formează ca și o coardă energetică conectată de corpurile noastre subtile, conectat fiind la o anumită chakră de putere sau depinde. Și pe parcursul timpului, nerespectând ceea ce simțeam, am resimțit că în corpul meu fizic încep să somatizez anumite dureri. Ba o durere de spate în zona aceasta, ba îmi făcusem toate analizele și mi-așa totul bine că nu am nimic, dar ficatul puțin inflamat. Mi-am făcut toate testele pentru virusii hepatici, nu am niciun virus, totul este negativ, dar nefiind fumător, nefiind consumator de alcool, de unde să am ficatul inflamat? Totuși am grijă de alimentația mea, încerc să mănânc cât se poate de sănătos, dar ficatul se inflamează datorită supărării, mâhnirii interioare. Și dacă continui așa, cu timpul se poate agrava, se poate transforma în altceva. Și așa singur noi ne otrăvim prin emoțiile noastre, prin gândurile noastre și mai târziu ne trezim cu anumite tumori cancerigene pentru că nu ne-am respectat simțirea noastră interioară, ne-am călcat pe suflet. Și noi toate aceste somatizări, toate aceste dureri din corpul fizic, de fapt corpul fizic ne vorbește, dar noi nu îl ascultăm. Și cum v-am spus înainte, este bine să tăiem mental sau să faceți anumite meditații pe care le găsiți pe canalul meu de YouTube cu Arhanghelul Mihail, tăierea stringurilor, corzilor energetice, pentru a vă putea elibera. Dacă nu sunt tăiate aceste corzi subtile, întotdeauna va fi o reîntoarcere. Totul este trecător, ca și o glumă. Până nu divorțezi, să spun, energetic, până nu se face acea tăiere a corzilor, lucrurile nu se pot schimba. Noi suntem conectați între noi, fie că suntem conectați karmic, până nu tăiem acele legături, nu putem să ne desprindem de acele situații dureroase, toxice, cum vreți voi să le spuneți. Eu, în această experiență, în decursul celor 11 ani, toate situațiile mai plăcute, mai neplăcute, m-au dus către interiorul meu, către conectarea cu lumile subtile, angelice, și tot răul este înspre bine, chiar dacă noi, să spunem, putem vedea ca fiind ceva negativ, dar durerea, suferința te poate îndruma pe calea ta. Și dacă nu erau acele experiențe, eu nu eram în fața dumneavoastră, nu urmam cursurile de meloterapie, să devin creator de muzică, nu căutam în interiorul meu, eram pe o altă linie de destin, dar așa a fost să fie, totul a fost planificat de către spiritul meu, de către sufletul meu. Și iau totul ca fiind niște experiențe, totul când voi pleca, voi încheia cu bucurie, cu zâmbetul pe buze, binecuvântând pe toată lumea, așa nu mai acumulăm karmă. Din orice situație am ieșit, chiar dacă ar fi
amară, dureroasă, cum vreți voi să-i spuneți, este bine să binecuvântăm și să mergem mai departe, să luăm totul ca pe o experiență, pentru că pentru asta am venit aici, să experimentăm viața și în primul rând trebuie să o trăim la capacitate maximă. Am descoperit că viața este foarte abundentă, are o mulțime de oportunități, este foarte ofertantă, dar poate înainte nu vedeam toate aceste oportunități pentru că aveam anumite programe limitative. Când ai o minte săracă, în idei, în gânduri, vezi totul în jurul tău ca fiind lipsă, dar când mintea ta se deschide, interiorul tău, vezi totul ofertant, totul depinde de noi. Și fericirea și nefericirea sunt alegerile vieții noastre. Cât am lucrat noi cu maestri înălțați, cu arhangheli, până nu luăm noi deciziile, nimic nu se va schimba. Suntem doar alinați sufletește, dar totul începe cu noi. Noi trebuie să decidem să acționăm, dacă nu rămânem în continuare în aceleași situații de viață. Mă uit pe aici, atmosfera este foarte plăcută, un fel de grâu și îmi propun ca după perioada de preaviz să vin în România, pentru că am avion direct de la Barcelona, Bacău, fac doar 3 ore, 3 ore jumate, cam așa ceva, o să mă uit de bilet, să mă conectez la locurile natale, să îmi revăd părinții, surorile, nepoții, abia aștept și apoi o să încep în forță cu noi planuri, noi proiecte. În continuare o să vă povestesc dacă resimțiți anumite stări de oboseală și nu știți de ce se întâmplă aceste stări în corpul dumneavoastră, vă simțiți devitalizați, parcă nu aveți chef de viață. S-ar putea să existe aceste corzi energetice sau anumite entități care vă devitalizează, vă fură energia. De exemplu, ieri, din experiența mea, că mă simțeam vampirizat la nivelul plexului solar, că mi-am adus aminte să-mi fac o protecție, parcă nici nu aveam puterea, nici concentrarea mentală de a spune acea protecție. Și vă ofer o protecție care este foarte simplă. Putem face protecții cu arhanghelii, să-i poziționăm în jurul nostru, dar una foarte simplă care funcționează la mine este lumină în fața mea, lumină în spatele meu, lumină la dreapta mea, lumină la stânga mea, lumină deasupra mea, lumină de dedesubtul meu. Spunem această protecție de 3 ori și ea se va activa și suntem conjurați într-un scut de lumină și nu putem să mai fim vampirizați, să ni se mai fure energia. Este o protecție foarte bună. Chiar astăzi m-a rugat o prietene, Cami, te salut, poate vezi acest video. I-am trimis și ei această protecție. Se simțea foarte vampirizată, invidiată la locul de muncă și o să vă mai scriu o protecție în secțiunea comentarii cu arhanghel, da? Pe care le puteți spune voi ori de câte ori simțiți, vă simțiți devitalizați, lipsiți de energie. S-ar putea să se întâmple ceva la nivel subtil și este bine ca în aceste timpuri să lucrăm cu noi și să ne facem această protecție pentru a trăi zi de zi la capacitate maximă, a avea chef de viață, a fi sănătoși în corpul fizic, a ne bucura de familiile noastre, de tot ceea ce ne înconjoară. Când suntem întregi, când ne simțim în forța noastră, când suntem plini de energie, resimțim viața, resimțim bucuria. Dacă suntem secătuiți de energie, ne simțim foarte triști, abătuți, foarte mohorâți. Este foarte important să încercăm să lucrăm cu noi. Totul se întâmplă la nivel subtil și noi nu ne dăm seama. Și nici nu-mi dau seama și fac kilometri întregi prin acest parc, prin aceste locuri. Atmosfera este puțin cam înnorată, probabil că o să vină ploaia. Sunt ploi trecătoare de vară, ploaia îmi place foarte mult, deoarece udă, spală pământul, îl hrănește, iubesc foarte mult apa, chiar mă vizualizez
undeva la malul oceanului, având, locuind acolo, având o casă. Asta este intenția mea de lună nouă, să pot crea într-un ambient liniștit. Și în ultima perioadă, persoana care m-a inspirat cel mai mult a fost Ramona Popescu. Dacă o urmăriți, este foarte cunoscută. Are în fiecare luni o emisiune dragă sufletului meu și am urmărit ultimele ei emisiuni. Chiar a povestit cum suntem noi ghidați intuitiv și tot ce spunea ea regăseam că mi s-a întâmplat și mie, și a ajuns să-și materializeze visul. Are un loc al ei, povestea, în Africa, probabil și voi știți asta, la malul oceanului. Așa îmi doresc și eu un loc al meu, să pot crea muzică, să pot crea materiale noi, dar ai nevoie de un cadru liniștit. Dacă ești într-o atmosferă agitată, întotdeauna este multă zarvă, nu poți să creezi. Chiar uneori îmi doream să înregistrez unele meditații acasă și când încep să înregistrez, persoanele care locuiesc deasupra mea, pentru că locuiesc la apartament aici, în Spania, când doresc să înregistrez ceva, entitățile din ei îi pun să facă gălăgie, să schimbe mobila prin casă, să se certe. Și uneori m-am refugiat ca să îmi pot înregistra ce doream eu să înregistrez, o anumită meditație, meditația ascensiunii, în garaj, în mașină, pentru că acolo era liniște. Unde este foarte multă agitație, foarte multă populație, nu te poți centra, pentru că ai nevoie, ca să creezi ceva minunat, să te conectezi cu interiorul tău, să ai inspirație, de un cadru foarte relaxant, de o atmosferă plăcută, pentru că altfel nu te poți conecta la inspirația ta interioară, nu poți să accesezi acele informații. Și de aceea eu mă vizualizez și știu că visul meu se va împlini, pentru că totul este simplu, doar trebuie să-ți dorești și să crezi cu adevărat în ceea ce îți dorești cu adevărat. Chiar mă gândeam ca și proiecte pentru viitor, aș putea să îmi cumpăr o dronă și muzica mea terapeutică să o suprapun cu un videoclip, cu unele videoclipuri filmând mări, oceane, să călătoresc, păduri, pentru că altfel când pui și un videoclip și suprapui pe deasupra o muzică de relaxare ambientală, tot ceea ce voi crea, asta vizualizez că voi face. Dar sunt ca și proiecte, asta nu este ceva foarte complicat de făcut, de realizat. Mă deschid către tot ce vrea să îmi ofere viața. Doamne, sunt aici, dăm un nou sens al vieții mele. Mă pun în slujba ta, în slujba oamenilor, asta pot să zic. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit, dragilor, că ați petrecut alături de mine aceste minute. Sper că v-am adus motivație, zâmbetul pe buze. Sper să vă încurajez și pe voi să încercați să nu mai stați în suferință, pentru că totul depinde de noi, de a lua taurul de coarne. Fiind vorba că am avut lună nouă în Taur, da? Este o perioadă curaj, acum mai putem până pe 23 mai, că apoi Saturn, cum vă spuneam, va retrograda, Mercur, și lucrurile se vor desfășura cu mai multă încetinire. Vom resimți, dacă începem ceva nou, că avem frâna de mână trasă, metaforic vorbind. Acum este o perioadă foarte bună în care suntem sprijiniți. Faceți exact ceea ce simțiți voi, urmați-vă calea inimii, așa cum spun maestrii înălțați. Dacă îți vei urma calea inimii, vei ști în fiecare zi să faci următorul pas, pentru că nouă nu ni se revelează tot planul nostru. Zi de zi vom accesa noi informații, următorul pas, următorul pas. Dacă ar veni totul așa peste noi, deodată nu am putea
gestiona toate informațiile și nu am putea trăi aceste experiențe. De aceea noi nu ne este dat să știm de dinainte totul. Totul vei afla pas cu pas. Ai încredere în tine, ai încredere în interiorul tău, în busola ta interioară și te va duce către împlinire, către succes, te va ajuta să strălucești, să ieși din turmă, să devii un nume, nu un număr. Și vă doresc tuturor în continuare o săptămână magică, o viață împlinită, o viață așa cum simțiți voi fiecare. Nu uitați că fiecare dintre noi este un co-creator și fii prezent în viața ta, creează magie în viața ta, adu multă strălucire, culoare. Am încredere că poți și te descurci. Eu sunt alături de tine și te voi îndruma, pentru că de acum înainte voi începe să creez materiale după perioada de preaviz, da? Să creez noi ritualuri, emisiuni în care vreau să vă motivez pe fiecare și să creăm o comunitate foarte mare, să ne inspirăm unii pe alții, pentru că asta este important. Eu am venit în această lume ca să aduc lumină, apropo că m-am născut pe 20 februarie, conform tarotului, este reprezentat de arcana cu îngerul, cel cu trompeta care vine să trezească lumea. Acela sunt eu și vreau să vă inspir, să vă motivez, pentru că merită fiecare dintre noi să trăim mult mai bine, să ne simțim pe acest pământ împliniți, să ne simțim iubiți, să ne simțim bine din toate punctele de vedere. Vă iubesc, vă îmbrățișez și toate cele bune, dragilor, pe curând!